Cu ce scop ați venit la acest concurs? De a ne întâlni cu ceilalți voluntari de la celelalte asociații și cu scopul de a împărtăși experiența noastră de la Europe Direct, de a oferi materiale informative, de a colabora, de a ne înțelege și de a sărbători voluntariatul și activitatea asociațiilor, care este foarte, foarte bună pentru toată lumea. Am văzut că acum câteva minute ați împărțit niște pachete pentru niște copii. Aceste pachete au fost oferite de o altă asociație de voluntari ieri, pentru că au rămas la modul cel mai cinstit, le-am făcut pachete și am oferit celorlalți ca să aibă un pic și ei de vioiciune fizică și să reziste acestor frumoase manifestări de astăzi. Și găsesc copii, sunt foarte drăguți și toți tineretul îi apreciez foarte mult pentru dăruirea lor, pentru că în loc să stai pe margine și să vorbești urât, vii și îți manifesti prezența frumoasă într-o asociație, făcând bine celor din jurul tău și în primul rând lor înșile copii și fac bine prin această participare. Ce înseamnă Asociația Europe Direct? Europe Direct informează pe toată lumea doritoare de a ști despre evenimentele care se petrec în Europa, toate noutățile, felul în care românii pot să aibă acces și se pot descurca cu informațiile pe care ei le solicită oriunde în Europa. Deci este de interes public și oricine vrea ca să afle ceva în legătură cu nevoile proprii sau în general cu dezvoltarea relațiilor între țara noastră și Europa, locul pe care îl ocupăm, problemele care frământă omenirea și mai ales europenii, le află direct prin Europe Direct sau Europe Direct sau Europe Direct. Numele și asociația? Mariana Cășvăleanu, Europe Direct sau Europe Direct. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu!